Polyform vine cu noutăți în 2024 și două din ele sunt revoluționare. Despre ce vorbim? În primul și în primul rând de o nouă viziune legată de boazerie sau paneling. Vorbim de Polyform paneling, care practic îmbracă casa cu materiale similare cu acele de mobilier, de bucătărie sau de dressing. Al doilea sunt compartimentările care sunt aliniate și legate între ele. Și al treilea, noutatea, dar hai să o aflăm încet încet, împreună începem acest tur 2024 Polyform. Principiul de bază la Polyform care a venit în ziua de azi este practic înlocuirea acelor meseriași, acele lucrări foarte complicate. Și au zis așa, uite, venim cu boazerie, cu sistem de perete și sistem integrat de perete cu dressing, un fel de elemente prefabricate care îți generează posibilitatea de a scurta timpul de execuție a lucrărilor. Știi că azi timpul este cel mai important. Ce s-a întâmplat? În secolul 17 sau 18 au venit acele boazerii cu stofă, cu tapet pe pereți, pentru că nu existau tehnologii și nu știau cum să facă gletul și restul lucrurilor corecte. Astăzi, având meseriaș, nu mai există ei cei buni și practic peretele tău este așa, vălurit. Exact, da. Uite de exemplu aici, avem o bucătărie, dar această bucătărie are două roluri. În primul rând, insula bucătăria și acest mobilier este peretele care desparte practic spațiile între ele prin mobilier direct. Dacă vine în partea asta și înțelegi, uite, avem un portal de legătură. Uite, de exemplu, aceste uși sunt parte dintr-o linie complexă și aliniate cu mobilierul. Mobilierul în partea asta este funcțional, este frigider și trebuie, dar în partea asta, dacă vii aici, este partea de boazerie. Această boazerie, care o vedem aici în cazul dat furnir, poate fi din piatră, piele, stofă, tot felul de tipuri de MDF vopsit, lucios, mat, și vine cu cote presetate. În primul și în primul rând, aproximativ 97 de centimetri lățime până la 2,91 înălțime. Și normal există gradual înălțimile și după aia poți să duci până sus, până în cer. 2,91, 2,91, 2,91. Cum ar fi normal? Să faci un perete din rigid, după aia să-l gletuiești, după aia să-l prelucrești, după aia să vii cu mobilier și cu boazerie. Deci, practic, dublezi sau triplezi lucrările. Aici, tu ai făcut tavanul odată, nu mai ai peretele aici, ai lăsat firele jos, ai venit, ai pus mobilierul și el și-a devenit separatorul. În primul rând, sus, există o șină care poate fi încastrată sau aparentă și îți permite să amplasezi acești elemente din boazerie care este și un perete. La colț, ele vin deja îmbinate cu piese din metal, jos poți să aibă, practic, o distanțare de un centimetru, sus 3. Jos are reglaje și îți permite să reglezi până la 28 de milimetri aceste panouri. În continuare, panourile astea pot fi, în cazul dat la noi, furnir lemn, sticlă, dar și pereți mobili. În cazul dat, avem o armonică care îți permite să deschizi spațiile. Tu îi spune, bă, dar mai sunt alte producători din Italia care creează acest pereț. Da, dar tu poți să cumperi tot într-un loc. Deci tu, practic, Polyform îți vinde și îți garantează la calitatea Polyform și pereții despărțitori și de compartimentare din sticlă la ei. Sigur că atea poate fi lemn, nu sticlă. Și atunci, practic, să devină un perete întreg. Hai să sărăm mai departe. Aici, practic, același culoare, aici aceeași culoare, dar partea asta deja este mobilierul, da? Este dressing-ul. Din această parte este dressing-ul care continuă cu peretele și în continuare dressing-ul este piesă premontată cu legătura de sus, boazeria vine în spate. Văd că am și eu tusă, știi, noi toți din sărbători am stat pe acasă, 2-3 săptămâni, febră și restul, dar vorbim despre Polyform acum, nu? Și aici avem practic lemnul, da? Care este boazeria, piesa independentă, dacă vezi eu pot să o trag aici, care are și un LED și mobilierul și ce a fost asta? Mobilierul iarăși vine dressing-ul, care vine în interior, cum ne-am uitat noi la calitatea dressing-ului. Dacă ai uitat cumva despre dressing-uri, vezi în link-ul de mai sus, dressing-ul de la Polyform, trecerea în boazerie, portalul de sus, boazeria din spate, polițele care deja sunt presetate, aceste panouri care au profilele de aluminiu în legătură. Uite aici,
arată bine. Exact, aceste panouri în legătură. Gândiți la o idee. Tu ai un apartament la alb curat, cumpărat. Știți cum dă apartament? Un fir pe centru și atât. Tu practic poți vii tot mobilierul și să-ți trasezi în spatele lui că practic montajul este 45 mm. De la peretele existent până la partea finită e 45 mm. Prin spate ai 3 cm, îți trasezi toate cablurile, tot ce trebuie pe acolo, ca să-ți faci legăturile și ce trebuie, de exemplu, LED-ul, lampa și lumina, în general să o reorganizezi. În cazul dat, lumina este parte din mobilier. Deci gândește că tu nu ai aici, practic, tavanul din rigips cu lumină. Dar partea asta tu poți să setezi ulterior din fabrică. Și oprește-te. Acesta a fost un perete. Exact. Ăsta a fost un perete care este făcut în fabrică aici, care revine cu elemente de premontare și este separarea între zona de noapte și zona de dressing. Continuarea acelești gândiri, mobilier, integrarea mobilierului, iarăși dressing. După aia trecem într-un perete, cum ți-am arătat mai devreme, din sticlă. Aici este din stofă. Deci este textura stofii și în interior avem walk-in closet. În cazul dat, sistemul inovator foarte important care vreau să-l arăt, dar dacă trebuie să vii din partea aia, cred că să vii așa și trebuie să arăt ceva foarte interesant. Uite aici, mecanismul de închidere și deschidere, dacă te uiți foarte atent, se trage și se închide la maxim. Vezi? Este patentat de Polyform, este practic un sistem de închidere și deschidere și îți permite să creezi acest element să se închidă la 90 de grade, într-așa mod devenind un portal. Aici avem aceleași uși care le-am văzut anterior în sticlă, le avem de lemn. Practic noi cu voi am început un ciclu de la bucătărie, am trecut printr-o zonă de trecere, după aia în dormitor, în dressing, din dressing în dans și ajungem în camera vecină. În care la fel avem practic mobilier și dressing, noi avem cota 291 peste tot și avem aici niște uși din sticlă pe același sistem de pivot și cu mobilierul care în partea asta este practic partea din perete. Deci aici este peretele și noi delimităm camera între spațiul ăsta și între spațiul ăsta printr-un mobilier. Deci am exclus peretele ca atare din rigip, din cărămidă, de rest nu există. Nu este genial? Nu e asta viitorul? Să mutăm în fabrică toată producția și să rezolvăm lucrurile? Eu cred că este genial. Aici practic noi avem lemnul care este boazerie și este peretele care delimitează două spații și sistemul ăsta de depozitare, cum ar fi dressing-ul, noi l-am conectat în tavan și în pardoseală și elementele independente și practic a făcut un all-in closet fără să te legi de pereți și restul lucrurilor. Oricând poți să le modelezi, să le schimbi, în dependență de cerințele vieții. Acest perete, în cazul dat, este cu stofă. Dar totodată este și cu oglindă, că tu poți să ai și oglinzele din fabrică integrate, la fel cu trecere de legătură și uite ce îmbinare aici interesantă. Practic este carcasa din aluminiu cu sticlă și după aia vine o trecere din aceeași culoare champagne care vine aici și cu oglindă și după aia în stofă. Tu din fabrică poți să-ți presetezi inclusiv și amplasarea la prize sau tot felul de întrerupătoare care vrei să le ai integrate sau... Practic tu trebuie să lași doar firele în punctele în care sunt presetate în momentul în care ai turnat șapa sau ai pus parchetul sau mocheta și acolo iese firele, vine peretele, se montează și ai legătura la... Apropo, dacă n-ai văzut, noi am lansat Hype Collection. Ce? Intră pe hypeproject.com și vei vedea că noi avem 5 colecții în care noi în 3 din ele am integrat produsele de la Polyform și vei vedea exact cum arată într-o posibilă realitatea ta din viitor. De aceea te invit să vizitezi hypeproject.com și să vizitezi și să vezi aceste colecții. Urmărește-ne pe Instagram și... Uite aici e interesant, pentru că practic tu nu știi aici care uși sunt de dressing și care sunt de trecere. Doar acest element de legătură, practic portalul, îți permite să-ți dai seama că asta este trecerea între spații pentru că are inclusiv același mâner cu ușa de la ușile de la dressing. După aia, aceeași textură de la ușă, de la dressing, se mută în boazerie, care este parte din perete și noi am văzut în partea aia altă că este alt dressing. Nu e fain. E wow!
și acum ai patul, iarăși legătura, poți să ai tot felul de inserții cu LED-uri și e necesar. Și mai sunt spații tehnice sau spații în care trebuie să fie ascunse. Aici e practic un element din boazerie și ai un spațiu ascuns în care poți fi, nu știu, safe-ul sau spațiile tehnice sau legătură sau laundry, orice îți vine în cap. El trebuie să fie ascuns și integrat. Deci ce am văzut astăzi, noutățile legate de boazerie, da, știu că veți spune că nu e nimic nou, dar este total inovativ pentru că o fabrică care produce mobilier a venit și a prezentat pe lângă soluțiile sale de decor, practic mobilier, integrare, covoare, bucătării dimensiale, iarăși nu uita, uite și bucătăriile în licul de mai sus dacă nu te-ai uitat, și panourile, și practic se îmbracă toată casa cu mobilier făcut și cu panouri și cu texturi făcute din fabrică. Ce poate să fie mai tare, spune-mi, te rog, într-un secol și într-un veac în care noi practic abia ne chinuim să găsim niște meșteri care știu și capabili să facă niște finiseri bune și calitative și în timp. Dar nu este tot. Polyform mai vine încă cu o nouătate. Din acest an, Polyform prezintă mobilierul de exterior. Până acum nu a avut această parte, nu a fost acest segment, dar această piesă nu este de interior. Ea este de exterior. Și vezi, este stofă specială, prelucrată, texturată și toate piesele de exterior sunt demențiale. Deci, mie mi se pare că cu ce au venit ei nou, este wow. Deci, practic, Polyformul îți poate permite și genera să îmbraci toată casa, nu doar pe interior, nu doar pereții, dar și exteriorul. Asta a fost expromptul de la Polyform 2024 și sper că ți-a plăcut. Dacă da, dă un like și povestim mai pe larg toate aceste subiecte. Până atunci, salut!